Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, a venit duminică la Botoșani pentru a vizita târgul Agrozoo de la Popăuți, unde s-a întâlnit și cu fermierii din județ care i-au transmis mai multe probleme cu care se confruntă. El a fost însoțit la Botoșani de Nimi Săpunaru, președintele Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților. Ministrul Agriculturii a poposit pentru câteva minute la instituția prefectului, după care însoțit de prefectul Dan Echifor, președintele Consiliului Județean Gheorghe Sorescu și deputatul Costel Șoptică, a mers la Popăuți, unde a fost întâmpinat de reprezentanții stațiunii Popăuți și de directorii instituțiilor din agricultură. Achim Irimescu a fost primit cu pâine și țuică, după care a vizitat standurile producătorilor agricoli și ale crescătorilor de animale. Ministrul a vizitat și zona în care erau expuși porumbei. El a primit în mod simbolic un porumbel de la unul dintre expozanți, pe care l-a eliberat imediat, pasărea luându-și zborul. După vizita lui Irimescu de la târg, în sala de ședințe de la stațiunea Popăuți, a avut loc o dezbatere la care au participat fermierii din județ, care și-au expus în fața ministrului nemulțumirile și problemele cu care se confruntă. La această dezbatere, Achim Irimescu a declarat că se lucrează la un proiect de lege privind înființarea unui institut în subordinea căruia să funcționeze toate stațiunile de cercetare, care sunt acum sub tutela Academiei de Științe Agricole și Silvice.